Colegiul prefectural, întrunit vineri 29 iulie 2016 în ședință lunară, a avut în vedere analiza gradului de siguranță a elevilor în școlile din județ, dar și modul în care Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț luptă pentru combaterea muncii la negru. Membrii Colegiului Prefectural s-au întâlnit în ședința lunară a Colegiului, care a avut pe agenda următoarele teme de discuție: analiza activităților desfășurate și a rezultatelor obținute în perioada septembrie 2015-iunie 2016 pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar și munca nedeclarată, consecințe economice și sociale. În județul Neamț există 358 de unități școlare gimnaziale distribuite în mediul urban și în cel rural, aflate în trei situații. Parte sunt păzite de personalul propriu al școlii, altele de firme de pază. Există și o a treia situație în care școlile, elevii și cadrele didactice nu au niciun fel de protecție. La nivelul județului Neamț funcționează un număr de 358 de unități de învățământ preuniversitar, din care 83 în mediul urban și 275 în mediul rural. Din totalul de 358 de unități de învățământ preuniversitar, 69 sunt asigurate cu pază, din care 47 sunt asigurate cu personal de pază proprie, 10 prin societăți specializate de pază și 12 cu pază mixtă. Dispun de mijloace electronice de supraveghere video 181 de unități școlare, iar 103 de unități de învățământ nu au asigurată nicio formă de pază. Urmarea analizei realizate de membrii Colegiului Prefectural, s-au luat măsuri concrete de distribuire a școlilor spre supraveghere Poliției Naționale, Jandarmeriei și Poliției Locale. Situații operative din zona unităților de învățământ, Poliției Naționale i-au fost repartizate 318 din unitățile de învățământ, 16 jandarmeriei și 24 poliției locale. Instituțiile responsabile în domeniu, respectiv Inspectoratul Școlar, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarm Județean și autoritățile administrației publice locale din județ, au realizat 45 de acțiuni menite să asigure protecția unităților de învățământ, siguranța elevilor și a personalului didactic în școală și în preajma acesteia, să eficientizeze activitatea de combatere a violențelor și a altor fapte antisociale comise în mediul școlar și să prevină încălcarea regulilor și normelor de conduită în școală și în spațiul public. A doua temă de analiză aflată pe agenda de lucru a Colegiului Prefectural a fost cea legată de acțiunile Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț în vederea combaterii muncii la negru în societățile din județul Neamț. În ceea ce privește munca nedeclarată, Inspectoratul Teritorial de Muncă a informat membrii Colegiului Prefectural că această formă de muncă se întâlnește în județul Neamț în procent mai ridicat în construcții, prestări servicii, comerțul organizat și neorganizat, în agricultură, exploatări forestiere și în legătură cu munca zidierilor. În semestrul 1-2016, ITM a efectuat 1030 de acțiuni de control, în urma cărora s-au identificat persoane care lucrau fără forme legale, în procent de 0,22% din totalul salariaților controlați, în scădere față de anul precedent. S-au aplicat angajatorilor 49 de amenzi contravenționale, iar pentru 3 angajatori s-au făcut propuneri de urmărire penală. Colegiul Prefectural este format din șefii instituțiilor guvernamentale descentralizate din teritoriu aflați în coordonarea prefecturii și se întrunește lunar pentru a analiza principalele aspecte ale instituțiilor de pe raza teritorială a județului Neamț.